Oameni buni, fiți atenți aici. Sunt într-o cursă, în momentul ăsta, 23 de lei și 12 bănuți. Și omul a intrat aici și mi-a zis că vine imediat, dar dacă am trecut vreo 5 minute, eu cred că miroase a țeapă. Nu știu de ce, dar 5 minute în clădirea asta, sigur... Sigur, aveai timp să te și întorci. Da, o să las să meargă aparatul în continuare și să văd dacă chiar așa țeapă. Nu mi se pare corect. Bine, erau foarte puțini bănuți când a plecat, să zic undeva la 14-15 lei. Acum sunt 23 de lei și 30 și s-a modificat și 64 de bănuți. Da, nu știu ce să zic. Voi ce ziceți? O să-mi iau țeapă? Da, voi sta cu voi până îmi va veni clientul. Vreau să vă spun că nu am mai făcut taxi de foarte mult timp. Nu ies aproape în fiecare zi. Dar astăzi... Sunt curios dacă vine. Bă, sunt curios dacă vine să-mi aducă banii. Sau el mi-a zis, m-a atenționat de la bun început, mergem la adresa asta, iar pe urmă mergem în altă parte. Da, sunt una grande curioso dacă... dacă vine să-mi aducă ori banii, ori să mergem mai departe. Da. Vreau să vă spun că astăzi o zi foarte, foarte superbă și călduroasă și gata. Mai avem puțin și vine vara, că primăvara deja, eu știu, avem acolo un cireș. Da. Îmi place perioada asta când păsările încep să ciripească și să ne vestească că va veni vara sau eu știu, primăvara, eu zic că deja e pe cale de dispariție. Încet, încet se va termina și vine Paștele. Da, de-abia aștept să vină Paștele. Da, nu cred că îmi dă țeapă, chiar nu cred că voi primi. Voi avea eu parte astăzi de o țeapă superbă. Nu știu ce să zic. Dar în schimb am văzut numai fete frumoase intrând aici. Da, ce să zic, una grande curios. Uite, la soare este ok. La soare aici este foarte, foarte frumos și călduros. Da, ia scrieți-mi în comentariu. Da, scrieți-mi ce credeți, o să-mi iau țeapă? Eu chiar sunt curios dacă mi-au țeapă. Ia uitați ce frumos. Acolo avem Molvitan. Chiar vreau să plec să-mi iau ceva, dar nu pot să fac asta. Vreau să vedem dacă chiar este țeapă. Mi-a zis că vine foarte repede, așa că, nu știu, este luat de pe aplicație și chiar sunt curios. A plouat, câteva zile a plouat afară, astăzi este ok. Da, nu știu ce să zic, deja stau cu voi de 4 minute. Ia să vedem cât s-a făcut aparatul. 24, 25 și 20. Da, sunt curios dacă mi-au țeapă. Da, sunt curios dacă mi-au țeapă. Nu știu, cât să aștept. Cât să aștept? El mi-a zis să-l aștept, omenașul. Dar cât să-l aștept? Cât să aștept?
Ia, oameni buni, spuneți-mi și mie în comentarii cam cât pot să aștept o persoană, având în vedere că când mi-a spus, mi-a inspirat încredere. Așteptați-mă că voi veni. Câteva minute. Ce înseamnă câteva minute? Cât trebuie să aștept, având în vedere că trebuie să-mi plătească și cursa? Cât trebuie să aștept? Da. Ia uitați-vă pe ăsta, cum face cu motocicleta. Se balansa. Adevărul că pe timpul ăsta tot să conduce așa o motocicletă. Mă refer la anotimp și la vremea asta frumoasă de afară. Da, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Nu aș merge cu o motocicletă. Haideți să vă povestesc și vouă ce era să pățesc. Când eram mic, acum vreo câți ani, Doamne? Hai să zic vreo 30 de ani. Un prieten de-al meu avea o motocicletă. Și eu eram într-un restaurant și l-am văzut. Și am zis, bă, plimbă-mă și pe mine cu motocicleta, dar cu viteză. Mai eram cu încă un prieten. Și zice, hai să uite, bă, dar vreau cu viteză. Și până să mă sui eu, prietenul meu s-a suit înaintea mea. Și zic, bă, lasă-mă, mă, am zis primul. El nimic s-a agățat de cel care conducea motocicleta și bineînțeles că au plecat. Zic, bă, pe urmă e rândul meu. Acum, ducându-se așa cu viteză, le-a ieșit, oameni buni, o mașină de pe o străduță și a agățat motocicleta, s-a dus peste, la viteza pe care o aveau, s-a dus peste, nu știu, pur și simplu motocicleta a rămas pe loc, iar ei au zburat, bineînțeles. Da, deci am avut totuși un gram de noroc, că nu am fost eu. Mulțumesc lui Dumnezeu, dar îmi pare rău de prietenul meu, oricum s-a făcut bine și totul este ok. Bă, nu știu ce să zic, cât să mă aștept. Ce să mă aștept? Să trec la pierderi? 26 și 50 de bani? Să trec la pierderi? Că n-am nici numărul lui să-l sun. Deja să fac 8 minute de când sunt cu voi și încă vreo 5 de când 15, nu știu, să zic un total așa, vreo 15 minute, chiar dacă am zis eu vreo 5 minute, dar cred că mai mult de 5. Cred că undeva la vreo, nu știu, în total cred că vreo 15 minute l-aștept. Și nu prea văd oameni. Nu prea mai văd oameni mai... Ia să întreb, mai există vreo altă ieșire în afară de asta? Ia să întreb. Văd aici un domn. Să trăiți! Mai există o altă ieșire în afară de asta? Asta e singura? Singura. Pentru că știți de ce? Aștept pe cineva de câteva minute. Și nu știu ce să zic. A zis să-l aștept că vine imediat. Nu, am înțeles. De-aia mă gândeam, zic, bă, mi-a dat apă și a ieșit prin altă parte. Nu. Da, mulțumesc frumos. Nu știu ce să zic. Este singura intrare, așa că altă ieșire, nu. Mai stăm, ce să zic? 27 și 28 de bănuți? Bă, ce să zic? Sunt curios, mai stau cu voi. Chiar stau cu voi. Până vine. Să vedem dacă am și baterie la GoPro. Ce să zic? Îmi strică ziua. Vă dați seama, nu pot să plec. Dacă omul mi-a zis că vine,
Că omul mi-a zis că vine, trebuie să fim și noi 10 minute. Îl mai aștept 10 minute. Da, mai stau cu voi încă 10 minute. Dacă nu vine, am plecat. Dar vreți să vă spun ceva? O să-i dau aici finalizare. Da. Și voi suna la aplicație că nu mi-a plătit cursa. Nu este corect. Pentru că știți de ce? Și eu la rândul meu muncesc. Nu-i corect. Dacă muncești, trebuie să fii și răsplătit. Având în vedere că deja cursa făcea undeva la 15 lei când l-am adus. Da. Cald, cald, dar e cam friguleț, cam intră în oase. Doar cât am ieșit până acolo. Oamenii aia, era și o doamnă de serviciu care făcea curat, i-au bunit râsul. Sunt curios. Sunt curios. Țeapă! Țeapă! Miroase a țeapă. Da, chiar sunt curios dacă miroase a țeapă. Nu știu dacă se vede, doamna, ia uitați-o. Sărumâna, mai e și o altă ieșire? Nu mai aici. Sunt cu prietenii mei și vreau să le arăt și lor dacă mi-au țeapă. Asta ar fi a treia. Da. Dacă are, el mi-a zis că va veni. Nu mi-a plătit. Nu mi-a plătit. A început de la 15 lei. Și am acum 28 de lei. Deci eu când l-am adus, el avea undeva la 15 lei aici. Da. Sunt curios. O veni, poate. E cam mult. Deja filmez de 13 minute cu voi acum. 12 minute și 37 de secunde. Mai mult ca sigur. Doamna, că de ce le filmez? E. Ce să le zic? Le fac vedetă, oricum. Fac vedetă și pe ele. Și pe ea, pardon. Nu cred. Nu cred. Câți dintre voi ați scris în comentariu, da, că va fi țeapă, că o să-mi iau țeapă, sunt curios. Am cam înghețat de frig. Frumos, frumos, dar foarte frig. Putea să-mi zic că era vorba de 15 lei. Putea să-mi spună, domnule, duceți-vă că nu am bănuți sau ceva. Și plecam. Așa îmi stric toată ziua. Cum merge fata asta pe trotinetă? Frumos. Și-a luat-o și-a intrat cu ea înăuntru. Bravo! Da, v-am zis, numai fete frumoase. Numai fete frumoase. A câta țeapă e? A treia. Chiar că a treia. Deci prima țeapă a fost cu tot așa cu un băiețaș. A doua țeapă au fost cu vreo trei care s-au suit în mașină și au fugit din mașină, toți trei. Și acum ar fi a treia țeapă dacă ar veni, dacă nu ar veni să-mi achite sau eu știu.
dau finalizare, dau... Da, și voi suna. Voi suna la aplicație și voi spune că... Da, ori voi ruga să sune, pentru că eu nu am numărul de telefon. Dacă mai vine, ori dau finalizare, îi dau o stea și să vedem dacă pot să și comentez un client neserios. Eu, sincer să fiu, nu m-aș înjosi. Nu m-aș înjosi să nu plătesc. Sincer. $15, putea să plece și să-mi spună, domnule, du-te liniștit. Pe cuvântul meu, dacă nu-l înțelegeam. Deci dacă se dădea jos și zicea, domnule, îmi pare rău, dar nu am bani, du-te liniștit, să rămână. Pe cuvântul meu, dacă nu-i ziceam să rămână. No comment. Pentru că noi nu ieșim așa pe stradă pentru a face... Și noi, la rândul nostru, muncim pentru a face un bănuț, nu? Uite, $30 și 40 de... 40 de bănuți, bă, se vede? Ia să vedem. Hai să vedem. Să vedem. Dar să-mi reglez și o cameră. Și acum râde doamna aia de mine de serviciu. Ha, poate să râd. Poate să râd. N-are decât. Hai să mai ieșim afară, să mai înghețăm un pic de frig. După dumneavoastră, ce părere aveți? Îmi iau țeapă? Nu știu, nu cunosc persoana, nu pot să-mi dau cu părere. Da, sunt curios, chiar sunt curios. Pe urmă merg și îmi spăl și eu mașina, pentru că este cam murdară. Exterior, dau și pe interior. L-aștept aproape de 25 de minute. Mai mult ca sigur, dacă era venea în 25 de minute. Da, mai mult ca sigur venea. O să sun la aplicație. Mai stau puțin. Până la... Mai stau încă cât sunt în momentul ăsta filmare. 19 minute și 27 de secunde. Mai mult ca sigur, nu... Mai mult ca sigur. Doamna, comentează acolo ce părere aveți. Îmi iau țeapă? Eu ce râde. Adevărul că e de râs. Da.
Voi dacă ați fi în locul meu, cum ați reacționa? Da. Cum ați reacționa? Chiar sunt curios. Cum ați reacționa? Voi, da, cu voi vorbesc. Să zic că sunteți taximetrist. Ieșiți și voi pentru a face un bănuț, nu? Că, na. Și atunci dați de unul ca ăsta. Sau ca cei care mi-au dat apă. Cum ați reacționa? Ce? Cum ați? Bineînțeles că n-aveți încotro, treceți la pierderi bănuții. Dar cum ați reacționa? Cum ați... Da, sunt curios. Ia spuneți-mi și mie. Da. Haideți să comunicăm. Oameni buni, și vă mulțumesc din tot sufletul pentru bunătatea de care dați dovadă. Jos pălăria în fața voastră. Dați subscribe cu clopoțelul dacă vreți să mai vedeți filmulețe. Și bineînțeles, like. Uite, mai avem aici încă o aplicație. Ia să vedem dacă pot să vă arăt. Asta. Cu cât mai multe aplicații, cu cât mai mulți clienți, eu știu. Da, clienți, dar nu de ăștia. Da. Dacă aș avea numărul lui de telefon, l-aș suna. Cât să-l mai aștept? 32 și 48 de bănuți. Și pierd și curse. Pierd și curse. Mai stau până la 40 aici. 40. 40! Bate vântul, că se aude pe aici, până la geamuri. Chiar dacă e cald, bate soarele. Le-am dat la oameni motiv de râs. Să râs de o persoană degeaba așa, că și-ați apă, n-aș putea face chestia asta. Ia să spălăm și noi parbrizul. Dacă vine cineva și îmi spune dacă sunt liber, îi zic că sunt liber. Păi da, ce să mai fac? Ce să mai fac? Ce acum râde? Nu înțeleg ce, de ce râzi de o persoană care și-a țeapă. Râzi de o persoană. De ce să râzi de o persoană care și-a țeapă? Chiar o să o întreb. Dacă o văd din nou, o întreb de ce râde. De o persoană care și-a țeapă, nu știu. O persoană care muncește, râzi de ea, de o persoană care muncește? Da, muncesc.
numai fete frumoase. Oricum, România, româncele, de fapt, sunt cele mai tari, cele mai frumoase bijuterii, cele mai, nu știu, cele mai frumoase din lume, româncele. Da, cele mai frumoase sunteți. O să o întreb de ce râde de mine, că mi-au țeapă, că vine cu acea, uite, și face și ea meseria, să râd și eu de ea că, că muncește. Uite, să râd și eu de ea că muncește și că dă cu mop. E frumos? Nu cred. Nu cred că pot să râzi de cineva care muncește. Nu aș face așa ceva. Respect orice meserie. Indiferent, atâta timp cât muncești și ți-ai un salariu, nu ai cum să râzi de o persoană care muncește. Da, sunt una grande curioso. O să se facă 35 de lei. Da, oameni buni, pentru că și staționarea se plătește. E, o am afișată. 2 lei și 69 de bani. Distanța lei kilometru. Așa. Și staționarea deci am aici pe kilometru 2 lei 69 și pe staționare 2 lei 69. Timp de noapte avem tariful și pe timp de noapte tot 2 lei 69. Da. Și staționarea se plătește. Cât stai să aștepți clientul? Da. Da, o să sun la... Ia, haideți că sun. Să vedem ce îmi spun ăștia. Ia, să vedem. Așa. Uite, mai am aici o cursă. Deci mi-ar ar intra. Hai să dau aici. Să vedem ce îmi spun cei cu aplicația. Momentan, toți operatorii noștri
Săruna, doamnă scumpă, bună ziua! Fiți drăguț, am și eu un client care a plecat, nu știu, mi-a zis să aștept, dar tot aștept de vreo 20 și ceva de minute, aproape 30 de minute, și nu mi-a plătit cursa. Da, din Vitan Bărzești, Green Hotel. Mai și ceva cu clientul că revine la dumneavoastră? Da, că revine și l-aștept deja de vreo 30 și ceva de minute. Nu ați reușit să luați legătura cu dânsul? Dumneavoastră ce ziceți? Să închidă aplicația, îl blocați dumneavoastră? Să știți că nu prea vă aud, îmi cer scuze. Ce ați spus? Sună ocupat, am înțeles. Dar nu știu dacă mi-a respins sau vorbește la telefon. Dumneavoastră ce ziceți să-l să eu plec? Eu nu vă zic nici să stați să-l așteptați toată ziua, dar nici să plecați. Îmi dați numărul să-l sun? Nu. Nu, din păcate nu pot să vă dau numărul clientului. Păi și el de ce l-are pe al meu? E dumneavoastră când v-ați creat contul de prestator de servicii, vi s-a solicitat și un număr de contact. Păi da, nu mi se pare corect. Conform GDPR-ului, nu vă pot da o dată caracter personal a clientului. Păi și am înțeles. Bun, nu știu ce să o fac. O putem oferi poliției dacă faceți noastră o plângere. Am înțeles. Pentru nu vreau să fac. Ar fi a treia țeapă pe care mi-o iau de-a lungul timpului, dar ce trebuie să facem? Să-i blocăm aplicația, nu? Eu am notat neplata curte și blocarea contului de client. Acum, mai departe, dacă vreți să-l așteptați sau... Păi nu o să-l aștept. Vă rog să-i blocați aplicația. Da, sigur. Mai înseamnă, vă rog, am uitat să vă întreb cât avea de achitat ca să notez aici. Deci în momentul ăsta are 37 și 68 de bănuți. Așa, în clipa în care dumneavoastră îl blocați, o să-mi dispare și mie de aici și vreau să văd că îmi dispare. Comanda, n-are cum să dispară din istoricul dumneavoastră o comandă. Păi, nu, trebuie să-mi dispară că eu nu i-am dat finalizare. În clipa în care îl blocați, îmi dispare finalizarea cu totul. Nu, trebuie să finalizăm dumneavoastră comandă, că nu se corelează că îl blocăm noi să vă dispară cum se închide și comandă. Bun, eu i-am dat așa, îi dau o stea, îi dau trimite și trebuie să-mi dispară și din aplicație. Ia să vedem. S-a notat și s-a transmis mai departe. Ia să vedem dacă mi-a dispărut. Așa. Așa, tot îl văd. Deci știu că de fiecare dată când blocați pe cineva, dispare de aici. Nu are cum să dispară o comandă din istoricul dumneavoastră, vă repet. Cum când am mai solicitat o dată tot așa prin ferentari, am mai luat o țeapă, mi-a dispărut. Cred că-ți confundați situațiile. Nu, domnul scumpă, nu confund nicio situație. Ia citiți acolo pe că vă apare. Tot așa, am făcut am sunat la dumneavoastră și am scris și v-am specificat că îmi țeapă și că nu mi-am luat banii. Și a dispărut din
din aplicație. Păi, e posibil să, dacă se blochează un cont de client, să nu vă mai apară și să nu mai apară la nimeni comenzile acelui client. Păi dar da. N-am cum să blochez o comandă. Păi nu, comanda nu, dar să scoateți pe client, să-l blocați, nu e corect? Asta este altceva. Da, dar văd că mi-apare aici, nu l-ați blocat. Adică nu l-ați șters din aplicație. Păi nu va apare dacă îl blocăm sau nu, nu va apare acest lucru. Păi și data trecută de ce mi-a apărut, doamnă scumpă? Data trecută a dispărut... Ia vedeți acum va apare. Stați așa că dau refresh. Este blocat în sistem clientul, nu l-am blocat în aplicație. Nu, tot îl văd. Data trecută a dispărut clientul cu totul. Practic nu s-a mai văzut în... Adică nu prea aș mai vrea să mai primim țepe de genul ăsta, pentru că este inadmisibil să stau... Atâta timp cât v-am spus că este blocat în sistem, nu vă mai apar comentarii acestui client. Și nici la altul care îl dă. Exact. Ah, bine atunci. Să știți că ați fost... Asta cel să vă zic. Bun. Bine, mă bucur. O zi cât mai frumoasă, să vă ajute Dumnezeu. La fel și dumneavoastră. Doamne ajută. Să rămână, la revedere. Uite, îi dau la asta 3 minute. Deja am intrat o clientă, da, de o cursă, dar până m-am gândit eu, n-am mai... Bun, îi dau stop, oameni buni, 40 de lei și 60 de bănuți, țeapă de... Ce să vă zic? La revedere! Gata, doamnă, am vorbit la dispecerat, l-a blocat, acum voi pleca și eu. Să rămână! Sănătate multă! Da, ce să vă zic? Oameni buni, da, lăsați-mi un comentariu ce părere aveți de țeapa pe care mi-am luat-o. Așa că vă mulțumesc din tot sufletul dacă ați apăsat și butonul de like, dați și share mai departe și dați coment ce părere aveți despre, nu știu, persoanele care nu sunt... Să rup aici, trec la pierderi. Vă dați seama, puteam să mai am câțiva clienți, dar nu, mergem mai departe. Vă iubesc, oameni buni, ceau! Deci, oameni buni, cine auziți că merge în zona asta aici și e un domn mai mărunțel așa, nu-l luați, nu-l luați, dați-și câteva, eu știu, nu știu, dați-și câteva. Vă salut, ceau, pa, pa!